Bun găsit! În fiecare an, pe data de 8 septembrie, creștinii prăznuiesc nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică, așa cum mai este cunoscută în popor, cea mai mare sărbătoare a toamnei. 2,2 milioane de persoane își sărbătoresc onomastica cu această ocazie. Praznicul nașterii Maicii Domnului este prima sărbătoare a anului bisericesc ortodox, care începe pe 1 septembrie, aleasă pentru că Maria este noua Evă, cea care avea să nască pe Hristos la plinirea vremii. Conform scrierilor Noului Testament, Maria s-a născut din părinții în vârstă, care mai întâi fuseseră fără copii, pe nume Ioachim și Ana, ca răspuns la rugăciunile lor. După tradiție, Ioachim și Ana au dus-o pe Maria în vârstă de 3 ani la templu, unde ea a rămas până a plinit 15 ani. Fiind hrăzită de părinții Domnului încă înainte de zămislire. Venerarea Mariei ca Fecioară joacă un rol important deopotrivă în bisericile ortodoxe, cea catolică, cea anglicană și cele orientale. Un număr foarte mare de biserici și catedrale îi poartă numele, de exemplu 70% din catedralele franceze. Sfânta Maria Mică marchează în calendarul popular hotarul dintre vară și toamnă, iar pentru locuitorii satului tradițional anunță bătutul nucilor, culesul viilor, al ogoarelor și sămânatul grâului, orzului și secarei de toamnă.